fiecare, să petreacă fiecare lumină. Hai poftiți cu toți la joc, hai ora asta cu noroc, ora asta cu noroc, mai lumină. La mulți ani cântați cu mine, tine, 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 da, la sufleți se faceți bine, tine, 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 da, ca voi vremea și trăiești, tine, 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 da, mai târziu nu-ți folosești, tine, 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 da. Marita, tu știi să chini, tiri, 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 da, la mine și la cușini, tiri, tiri, tiri.
meu cântă, de data asta nu este împreună cu noi, dar am venit cu mândrele mele trotușene și am destui susținător, spun eu. Și dansează frumos și cântă frumos, ați văzut, dar o să mai vedeți. Următoarea piesă este tot compoziția mea. I-am compus-o nașei mele, Margareta Clipa, și dacă vă regăsiți în piesa mea, vă dedic cu mare drag. Nașa e a doua mamă. Thank you.
Așa l-am aranjat de pe pădurar, l-am cununat până la urmă și și-a pus pofta în cuin. N-am avut ce să-i fac. Următoarea piesă se numește Bădișor din Chișinău, că de acolo e bădișorul meu. Și o să vă povestesc cum l-am adus eu la Bacău, cum cântăm împreună, cum l-am convins să vină la Bacău. Nu mi-a luat prea mult, să știți. Bădișor din Chișinău! O cântat Ion Drăgoi cândva și acum o cântăm și noi și o și dansăm dacă doriți. Eu viață-ți cu noroc!
Tradiționalul colăcel și măr, pentru că așa se făcea pe vremea bunicii. Mulțumesc! Și eu vreau să spun tuturor un lucru. De câțiva ani, bun chiar, pe mine personal, și mi-asum ceea ce spun, m-a binecuvântat Dumnezeu să întâlnesc oameni dragi. Oameni dragi sufletului meu, oameni dragi cu un caracter puternic, de la care în fiecare zi pot să învăț câte ceva. Și pentru că astăzi tu ai fost una dintre invitatele noastre speciale, noi avem pentru tine un dar, așa, nu de la Moș Crăciun, noi îl avem de la Moș Vasile. Da? E Moș Vasile ăla de la 1 ianuarie, ca să zicem. Și grupul Păunașii, împreună cu Primăria Poduri și membrii echipei de proiect ai festivalului, îți îmânăm o diplomă de onoare să-ți aduci aminte cu drag de noi. Și sperăm să te mai avem în mijlocul nostru, să ne înveți cu vocea ta, cu frumusețea ta și, bineînțeles, cu voioșia și sensibilitatea și sinceritatea ta. Îți urăm mult succes pe mai departe și cu mare drag o să te aștepte și domnul Jos ca să pregătești următorul grup, pentru că ea conduce și un grup de colindători, de soliste, și alături de o altă colegă de a dumneai care va evolua imediat pe scenă. Și ca să trag așa un pic de timp, până mergi jos ca să rezolvi cu muzica și cu tot, eu aș vrea să mai reamintesc o dată membrii juriului. Mulțumesc încă o dată! Sunt onorată! Vă mulțumesc! Felicitări conducerii! Mulțumesc încă o dată! Cu mare drag! Și o să începem cu președintele juriului, domnul profesor Băzu Florin. Vicepreședinte, doamna profesor Sima Elena. Domnul profesor învățământ primar și directorul școlii, Busuioc Ioan. Doamna profesor Oana Crețu, care este și solistă de muzică populară. Vicepreședintele raionului Cantemir, domnul Sergiu Butuc. Din partea UNICEF, doamna Iulia Cimbru. Da, știu Iulia. Profesor de muzică, domnul Pruteanu Costică. Cred că trebuie să apară undeva în spate. Reprezentantul cadrelor didactice din Comuna Poduri, profesor doctor Nicolae Rusei. Reprezentanții Primăriei Poduri, domnul Matei Adrian și domnul Drăgăstan Cristian. Reprezentantul parohiilor Comunei Poduri, profesor preot
rotarul Radu Mihai. Consilier educativ al Școlii Gimnaziale General Nicolae Șova, Poduri, profesor Gabriela Ondu. Reprezentanta Maico, dar chiar nu puteți să aplaudați? Ia să auzi un aplauz! Reprezentanta Asociației de Părinți Podureanca, profesor Grecu Roxana. Reprezentanta educatoarelor din Comuna Poduri, profesor învățământ preșcolar, Popa Sandu Cristina. Am omis pe cineva? Nu? Dacă acolo s-a rezolvat, dumneavoastră aveți... Invităm prezentatorii, pentru că i-am schimbat între timp. Bună ziua! Așa, scurt cu priși la obiect. Sărbătorile de iarnă sunt ca o pătură magică ce ne acoperă. Acel ceva atât de intangibil, de parcă este un parfum. Pot țese un val de nostalgie în jurul nostru. Pot fi o zi de sărbătoare sau de rugăciune. Dar vor fi întotdeauna ca o aducere aminte când ne gândim la tot ceea ce avem mai drag. Solistele din grupul vocal Mândre Trotușene, coordonat de profesor Gabriela Comăneci, împreună cu grupul Răzeșilor Ștefan cel Mare, coordonat de doamna profesor Stanciu Ugeta, ne vor purta în lumea mirifică a tradițiilor din zona Oneștiului. Rugăm ca fiecare din comuna Ștefan cel Mare, rugăm ca fiecare solist să se prezinte și să spună vârsta și melodia pe care o va interpreta. Întâi e dansul. Ok, atunci să poftească grupul de dansatori. Thank you.
numesc Anelis Ioana Rușinoiu, am 8 ani și o să cânt Isa Moldoveanu. Nu-i fi luminoi, inimă curată, dar până la limba muncești cu scor și la sărbătoare tropăi cu dor. Noi pe lumii noi om din fițarea să ce spune prin masă cu casinile lui. Noi pe lumii noi masă cu catele lui. Isai Moldoveanu și străinii tu, veselui zodanu și cu sufletul. Diuri sau soare, muncești cu scor și la sărbătoare, tropăi cu scor. Isai Moldoveanu! Diuri sau soare, muncești cu tot și la sărbătoare, tăpăi cu tot. Ia!